Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog. Nu e dimineața, este târziu, este 17 și ceva. O să chiulesc un pic de la muncă, un pic mai devreme astăzi, pentru că am un proiect special de realizat astăzi. Ce înseamnă proiectul ăsta? Ce semnifică proiectul ăsta special? Trebuie să merg să fac niște poze unui camion. Superb camionul, atâta vă pot spune. O să vedeți mai multe detalii în vlog, în ce urmează. Am plecat acum de la muncă, trebuie să ajung acasă, să-mi iau camera foto și două lumini. O să vedeți despre ce este vorba, bineînțeles, un pic mai târziu. O să fie un camion super, 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 super. Mă grăbesc un pic să merg să-l fotografiez, pentru că sunt contratimp. De ce sunt contratimp? Pentru că proprietarul, camionul ăsta vine tocmai de la vreo 500 de kilometri, plus minus. Plus minus 500 de kilometri. Camionul ajunge doar o dată pe săptămână în Reykjavik, ceea ce este o oportunitate pentru mine să pot să îi fac poze. Bineînțeles, o să fac și un vlog pe tema asta. Deja am vorbit cu șoferul. El m-a contactat, a zis că dacă vreau să fac niște poze la camion, să aibă și el așa. Nu o să vă dau detalii despre plată sau alte chestii, pentru că nu este necesar. Asta mă stresează pe mine aici. Hai, boss. Trebuie să ajung repede acasă, mi-au aparatura. Ideea e felul următor. Este 17:21. Remorca lui o să fie gata la ora 18:30 de încărcat. El a plecat acum aproximativ 20 de minute. A plecat dintr-un orășel de la vreo 40 de kilometri distanță de Reykjavik. Și cred că o să mă încadrez numai bine, să-i fac niște poze. Eventual o să-i fac niște poze undeva acolo local. Sau vedem, trebuie să mă întâlnesc cu dânsul, că văd ce detalii și unde pot fotografia. Unul la mână și doi la mână, o să văd un pic pe traseu. Poate o să mai mă opresc, poate alea, poate din alea, vedem. Vedem cum o să fie treaba. Dar hai să nu ne lungim prea mult. Merg acasă, iau camera foto sau camerele foto, pentru că vreau să trag și niște clipulețe scurte. Bine, vreau să fac multe. O să-mi iau cam tot ce am pe acasă. Mă grăbesc repede. Așa e? Să văd pe unde e. Să bordură. Trebuie să-i dau mesaj să vedem pe unde e. A ajuns camionul, i-am făcut niște poze în mers. Lasă că am văzut. Am făcut niște poze în mers. Acum o să mergem aici, în parcare la Ines. Vedem unde a tras. Tragem aici frumos. Mergem la treabă. Am 50 o și o să mai iau și 14 mm ca să fie treaba bună. Și avem un FH16 foarte, foarte șmecher. Să vedeți voi imediat.
Asta vine de la vreo 500 de kilometri. Să fie o treabă interesantă, zic eu, nu? I like the color. Yeah. 750 horsepower. Yeah. Nice. Piciorul meu urcă în camion. Ha? Fac o scurtă prezentare. Frumos rău. Băgăm înapoi 50-ul. Tragem niște cadre. Nu? We go now to Borganes. Right? Okay. I will go forward with the car. Uh-huh. And I will make some picture on the road. Uh-huh. Of course. Always is nice. Better pictures are on the road. On traffic light. I catch another guy with a Scania, if I remember.
from another company in China. Și or să urmeze cam multele poze, cam ultimele fotografii. Trebuie să setez un pic la asta. Le dau la un 3200. O să fie un pic mai complicat cu 70-200 la asta. 70-180. Pentru că e un obiectiv cu f2.8 și în low light nu e chiar așa de strălucit. Dar o să văd ce o să reușesc să fac de aici. Trebuie să se dau 1 pe 160, pentru că din păcate asta este treaba. Ca băiețelu, halfway to nord. Să dați voi like, share, subscribe și mai vreți voi. Și o să mai urmeze vloguri din astea. Acum mă duc să bag și un grătar și un rachiu, ca să mă bată mama, e un frig. Sunt vreo minus 9 grade pe ziua de azi. Râde junghiu. Am luat și familionul, clar. Și ăsta din spate nu-l vedeți că e întuneric, beznă. Vă pup, ceau.